Cum transformi un Citroen de marfă într-un vehicul istoric? Acesta este un Citroen Space Tourer peste care a fost aplicat un kit de caroserie asemenea Citroen Type H. Pe vremuri, mașina asta era folosită și de poliție și era poreclită coșul de salată. Pe vremuri, Citroen Type H avea panourile astea laterale inspirate de avioanele germane Junkers. Logo-ul carosierului care a făcut kitul retro și spațiu pentru 9 pasageri. Așa ajungi pe ultimul rând de scaune. Citroen Type H a fost lansat în anul 1947, imediat după al doilea război mondial. Avem o grilă uriașă cu logo-ul Citroen inspirată de Citroen Avant, faruri bulbucate și jante retro. Chiar și cu 9 pasageri, mai ai spațiu de bagaj. Sub capotă ai un motor de 2 litri și 140 de cai putere, diesel. Interiorul este de vehicul comercial din zilele noastre. Ai volan din plastic. Ai un sistem multimedia de 7 inci, climatizare pe două zone. Aici avem o emblemă care ne spune că vorbim despre un vehicul în ediție limitată.